Și ne întoarcem în Republica Populară Chineză pentru a vă prezenta o jucărie care au avut-o destul de mulți. Este mașina cu fricțiune MF 763. Au existat aceste versiuni la aceste mașini, mașinuța este incompletă, de diferite culori. Aveam un verde ceva mai închis, un verde ceva mai deschis, aveam roșu și un fel de bordo metalizat. Versiuni foarte rare la aceste mașinuțe sunt de culoare albă. Numerele preferate la aceste mașinuțe erau 1, 3, 5, din câte mi-aduc aminte. Avem aici baza jucăriei, vedem motorașul cu fricțiune, este în față. Alt fapt neobișnuit că este în față. Baza jucăriei este oarecum, dacă vedem, vopsea e ușor grunțuroasă. De fapt, este un mod prin care recunoaștem foarte multe jucării chinezești. Dacă avem acest tip de baza jucăriei care este un pic grunțuroasă, deci nu avem o vopsea netedă, netedă, este un semn că este fabricată în China. Deci, cum ziceam, fricțiunea în față, avea aici un parbriz, avea și faruri, era o jucărie simplă cu fricțiune. Să vedem cum funcționează. Hop, hop, hop. Deci, funcționa simplu. Deci, v-am prezentat mașina MF 763, făcută în Republica Populară Chineză.